În lumea dură a celui mai popular sport din lume, un singur pas greșit poate încheia cariera unui atlet. Aproape orice sportiv de performanță a trecut prin cel puțin o accidentare în decursul carierei sale. De la glezne luxate la tendoane rupte, chiar și cele mai banale accidentări pot forța un atlet să rămână pe bancă luni întregi sau chiar mai rău. Accidentările sportive sunt legate de sistemul musculoscheletic, care implică tendoanele, mușchi, oasele și cartilajele. În funcție de biomecanica lor, fiecare sport are accidentările sale specifice. Spre exemplu, cotul tenismenului, epicondilitida laterală, este o afecțiune dureroasă ce are loc atunci când tendoanele din cot degenerează, de cele mai multe ori din cauza loviturilor repetate cu reverul. Cicliștii, maratoniștii și jucătorii de golf sunt mai degrabă afectați de sciatică, o afecțiune a nervului care se ramifică din partea inferioară a spatelui, prin șolduri și fese și pe fiecare picior, numit nervus sciatic. Însă, de departe, cele mai comune accidentări sportive implică genunchii. Aproximativ 55% dintre toate accidentările sportive afectează această parte a corpului, inclusiv rotula și ligamentele. Jucătorii de fotbal sunt printre cei mai vulnerabili atleți la accidentările la genunchi din cauza opririlor bruște și schimbărilor de direcție pe care le fac în mod repetat. Cu fiecare astfel de mișcare crește riscul de a suferi o ruptură a ligamentului încrucișat anterior, iar rupturile de ligament sunt un coșmar pentru orice fotbalist. Pe măsură ce fotbalul modern a devenit tot mai rapid și intens, iar jucătorii au început să aibă în ce în ce mai multe meciuri și antrenamente, riscul de accidentare a crescut. Acesta este mult mai mare acum față de acum câteva decenii. Leziunile ligamentului încrucișat anterior, LIA, sunt printre cele mai frecvente dramatice accidentări în fotbal și pot apărea indiferent dacă jucătorul are sau nu contact corporal cu alt jucător, fiind produse de forțe extrinseci și intrinseci. Când doi jucători se ciocnesc, se pot produce leziuni combinate a ligamentului colateral, medial, LCM, și ale leziunilor ligamentului încrucișat anterior. Dar leziunile acestea pot apărea și prin forțe intrinseci, fără niciun contact al corpului cu al jucător. De aceea jucătorul aleargă, se rotește, se oprește și aterizează sau face alte mișcări bruște cu piciorul fixat la sol. Ligamentul încrucișat anterior conectează coapsa de tibie în zona genunchiului, rolul său principal fiind de stabilizator al articulației. Rupturile sale entorsele ale acestui sesut sunt extrem de dureroase și sunt de regulă însoțite de o pocnitură la nivelul genunchiului. Genunchiul se umplă, devine instabil și prea dureros ca să țină greutatea corpului. Chiar dacă majoritatea fotbaliștilor se pot întoarce pe teren după operație de reconstrucție a ligamentelor, sechelele sunt destul de comune, iar unii dintre ei suferă în continuare de probleme la genunchi care necesită intervenții chirurgicale suplimentare. Când o ruptură de ligament necesită o intervenție chirurgicală, o grefă de tendon înlocuiește ligamentul rupt și servește ca scări ce susține creșterea noului ligament. Aceste rupturi de ligament pot încheia cariere. Într-un studiu din 2016, cercetătorii suedezi de la Universitatea Linköping au clasificat și cuantificat accidentările suferite de fotbaliști activând în ligile profesioniste din Europa începând cu 2001. Studiul a implicat 4.443 de fotbaliști la 78 de cluburi participante la primele ligi naționale de fotbal din 16 țări. Cercetătorii au raportat 157 de rupturi ale ligamentului încrucișat anterior, afectând 149 de jucători, diferența fiind dată de 6 cazuri de rerupturi și 2 rupturi contralaterale. Peste 98% dintre rupturile de ligament au necesitat chirurgie reconstructivă, iar 2 dintre jucătorii accidentați au fost forțați să-și încheie cariera pe loc. Aceste accidentări au fost înregistrate de-a cursul a 2.026.211 ore de antrenamente și 361.702 ore jucate meciuri oficiale. Fotbaliștii au meciurile mult mai în serios decât antrenamentele și de vede. Rata de accidentare a LIA este de 20 mai mare în timpul meciurilor decât la antrenamente. Durata mediană de recuperare în urma rupturilor parțiale sau totale ale LIA a fost de 201 de zile, 6,6 luni, până fotbaliștii s-au putut întoarce la antrenamente și 225 de zile, 7,4 luni, până au putut să joace efectiv meciuri. Prea mai târziu, doar 65% dintre jucătorii incluși în studiu cu accidentările LIA încă mai jucau fotbal profesionist la același nivel, iar 12 jucători și-au încheiat carierele. Jucătorii români nu au fost nici ei cruțați. Florin Gardoș, în prezent fundaș central la Universitatea Craiova, s-a accidentat grav în 2015, pe când juca pentru Southampton într-un meci amical. Gardoș a suferit rupturi de ligamente și a revenit pe teren abia în aprilie 2016.
după 269 de zile de pauză. Însă, după această accidentare, nu a mai revenit în lotul principal al echipei, recuperarea fiind greoaie. Recidivele au făcut ca, un an și 4 luni mai târziu, la sfârșitul lui 2016, Gardoș încă să nu fie pe deplin recuperat. Lista de jucători români care au suferit rupturi de ligamente în ultimii ani include nume sonore precum Florin Tărnase, Nicolae Dică, Gabi Matei, Florin Costea, Cătălin Muntean, Florin Bratru, Ian Isagi, toți ajungând pe masa de operații. Bratu a suferit cel mai mult și a stat 16 luni pe bară după ce medicii au greșit intervenția chirurgicală inițială. La câteva apariții după recuperarea sa, Bratu s-a retras, pentru că nu mai putea să performeze la nivelul dinainte accidentării. Un studiu recent pe jucătorii profesioniști de fotbal activând în ligile din SUA a raportat o creștere a numărului anual de leziuni LIA între 1996 și 2012. Însă, cercetătorii suedezi au concluzionat că de-a cursul celor 14 sezoane investigate de către ei, rata de accidentare LIA a rămas practic neschimbată în anii 2000. Faptul că rata de leziuni LIA nu scade des este destul de îngrijorător, având în vedere că astfel de accidentări pot fi prevenite cu antrenamente neuromusculare. Un posibil factor de risc pentru LIA, des menționat în literatura de specialitate, este oboseala. Însă studiile recente arată că cele mai multe leziuni LIA au loc în prima jumătate a meciului sau printre jucătorii proaspăt intrați pe teren în urma unei schimbări. Dacă oboseala este într-adevăr un factor de risc, e mai degrabă un efect datorat oboselii acumulate în timp, de exemplu din cauza unui program încărcat de meciuri succesive. Ca și în alte situații, consecințele nebănuite ale pandemiei ar putea oferi dovezi revelatoare în acest sens. Înainte să înceapă sezonul de fotbal profesionist 2019-2020 în Europa, după pauză cauzată de primul val al pandemiei COVID-19, mai toată lumea s-a așteptat la un semnificativ mai multe accidentări. De fapt, s-a întâmplat tocmai invers. Un studiu făcut de UEFA, care a urmărit fotbaliști la 21 de echipe din 8 țări europene, a arătat că numărul leziunilor musculare raportate în ultima parte a sezonului 2019-20 a scăzut cu 10%. Per total, numărul de accidentări a scăzut cu 20% în timpul meciurilor și, cel mai important, leziunile la ligamente au fost cu 30% mai puține. Deși s-au antrenat mai puțin și au avut mai puține meciuri de încălzire, fotbaliștii s-au accentat mult mai puțin în timpul pandemiei, arăta studiul. Jean Ekstrand, conducătorul grupului Elite Club Injury Study din cadrul UEFA, spune că acest fapt poate fi pus pe seama unei perioade unice de respiro în timpul lockdown-ului. În această perioadă, fotbaliștii s-au reîncărcat atât fizic cât și psihic. Ceea ce este important în fotbal este concentrarea, a spus Ekstrand. Trebuie să te afli într-o situație potrivită și, dacă nu ești, dacă ești obosit mental, ajungi în situații în care ești atacat și rănit. Trebuie să ai o minte proaspătă și dacă lucrezi foarte mult și foarte intens pentru o perioadă, te obosești. Nu poți păstra acest nivel de concentrare. Aceasta este teoria.